Marius, îți mulțumim pentru informații. Capitala a fost din nou acoperită de zăpadă. În plus, azi noapte și-a făcut apariția și un fenomen numit ploaie înghețată. Bucureștenii s-au trezit cu mașinile înghețate, iar pe șosele și trotuare s-a depus un strat de polei. Din cauza vremii, traficul a fost dat complet peste cap. Trenurile și avioanele au înregistrat întârzieri de 10 de minute. Precipitațiile care au căzut marți noapte au acoperit mașinile și trotuarele cu un strat subțire de gheață format din cauza temperaturilor scăzute sub limita înghețului. Freezing rain, deci în traducere ploaie înghețată, a fost și din motive de temperaturi ușor negative, dar în primul rând din motive de vânt. Aerul atmosfera s-a suprarăcit și atunci ploaia a înghețat. A fost chiar polei, erau pe mașini o glazură de gheață, dacă pot să zic așa, și pe jos la fel, și a și nins, s-a depus zăpada pe gheață, chiar destul de greu s-a circulat. Și-a făcut apoi apariția și ninsoarea. Capitala s-a trezit îmbrăcată în alb pentru a doua oară în această iarnă. Iarna s-a fost cam dură. Deci n-am mai prins așa ceva de acum 34 de ani. Autoritățile au fost luate din nou prin surprindere. Dacă principalele artere au fost curățate sau poate că zăpada s-a topit singură pe străzile adiacente, utilajele de dezăpezire nu au intrat deloc, zăpada este încă pe carosabil. Pe străduțe nu, dar străzile principale acum sunt curățate. Dimineața nu erau. Că despre trotuare, ele au fost curățate doar în fața primăriei capitalei. În rest, oamenii s-au descurcat cum au putut. Aici se îngrijesc mai mult, probabil, că dacă nici în fața primăriei n-ar fi curat, ar fi chiar urât de tot. Da, e greu că este și gresia aceasta care favorizează alunecușul. V-a pus zăpada din nou la muncă? Asta iarna face ce putem. E un circul acceptabil, deci e destul de bine. Sunt bătrân, am și probleme cu echilibru, deci asta e problema. Alunecă un pic? Alunecă, puțin alunecă. Trebuie să mergi mai atent. Trebuie să dați zăpada, e și cu mătura? E și cu mătura, ce să facem? Mătură în casa, ne viața, ce să facem? Trebuie să dezăpezi singura? Da. A, nu, cu vecine, ajută vecinii, dar acum suntem noi. Dimineața s-a circulat în condiții de iarnă. Traficul a fost îngreunat din cauza poleiului, iar viteza maximă de deplasare nu a depășit 30 de km pe oră. Dimineața s-a circulat foarte greu, foarte greu și pe șosea. Acum văd că au dat cu ceva soluții antiderapante. Probleme au fost și cu traficul feroviar. Iarna cel mai mult de suferit au călătorii CFR. Trenurile înregistrează întârzieri și de peste 50 de minute. Cum mi se pare că circulă trenurile iarna? Mai greu să se vezi, asta este. Văd că avem și întârzieri de peste 50 de minute. A fost de dimineață, a fost. Din cauza vremii, mai multe zboruri au înregistrat întârzieri de 10 de minute. Cea mai mare a fost de peste 2 ore, însă nicio cursă nu a fost anulată. Când expiră codurile de ninsori și viscol, ne spune chiar acum colega noastră Ioana Vlășanu. Ioana, bună seara, ce spun meteorologii? Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Până mâine dimineață la ora 9 rămâne în vigoare codul galben de ninsori însemnate cantitativ și viscolite, valabil pentru București, dar și pentru 9 județe din țară. În acest interval, potrivit meteorologilor, va ninge în special în sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei și se va depune un strat de zăpadă însemnat cantitativ. Ei bine, mai mult decât atât, în Călăraș, Giurgiu și Prahova vor fi și intensificări ale vântului cu viteze de peste 50 de km pe oră, iar în Vrancea și Ialomița rafalele vor depăși 60 de km pe oră, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Tot în acest interval, până mâine dimineață la ora 9, este în vigoare și o atenționare meteorologică de precipitații mixte și polei. Așadar, temperaturile vor fi scăzute în zilele următoare, vom avea parte și de ger, în special în weekend va fi mai frig și vor fi temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. În depresiunile Carpaților Orientali se vor înregistra și minus 20 de grade Celsius. Și în București este foarte frig, ninge și la această oră și spun meteorologii că este posibil să avem parte de ninsoare și mâine seară, iar în weekend se vor înregistra în capitală și minus 13 grade Celsius. Ei bine, potrivit meteorologilor, abia de la jumătatea săptămânii viitoare sunt șanse ca vremea să se mai încălzească puțin. Deocamdată atât, la revedere!